Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să mai filmăm puțin iepurașii și să vă arăt și vouă evoluția masculului de berbec german. Cineva în comentarii mi-a spus că pot să-l numesc Lăbuță pentru că tot avea probleme la lăbuțe. Și o să vreau să vedem împreună evoluția lui, pentru că de când l-am luat, și anume de duminică, până astăzi, fiind joi, să vedem cam cum a decurs tratamentul lui cu unguentul Emibazon și dermovate amestecate. Totodată o să vă arăt și vouă cât de frumos arată în spate terenul cu lucernă. Este a cincea coasă pe anul acesta, în condițiile în care vara aceasta a fost foarte, foarte secetoasă și nu a plouat mai deloc. Este foarte, foarte posibil să se facă și a cincea coasă. Haideți să vă arăt și vouă cum arată. După cum vedeți, terenul cu lucerna este superb din punctul meu de vedere. Uitați și voi cât de bine arată a cincea coasă, fraților. Condițiile în care v-am spus, precipitații au fost puțin spre deloc, să zic așa. Foarte, foarte secetos acest an, însă sunt extrem de mulțumit că voi avea lucernă să dau la iepuraș. Bineînțeles că nu stăteam eu în lucernă aceasta, dar dacă se mai face, este bine venită. Am acolo niște baloți de lucernă și ca să vă zic și vouă, cei doi iepurași care au venit în cuști acum ultima dată, și anume acești berbecuți, mănâncă foarte, foarte bine. Începând de la grăunțe, da, până la lucernă. Deci lucerna uscată o mănâncă de mamă, mamă. Vedeți că acel coșuleț era plin cu lucernă și acum este gol. Aceeași chestie și la femeluța de berbec. Coșulețul este gol. Mănâncă de rupe. Nu-mi plac că sunt foarte, foarte sperioși și nu înțeleg de ce. Femeluța de uriaș german am reușit rapid să mă împrietenesc cu ea. Însă aceștia sunt foarte, foarte sperioși și nu reușesc să îi mângâi mai deloc, să zic așa. Foarte, foarte teritoriali și masculul și femeluța. Cum dau să încerc să îi mângâi aceștia, se repet, efectiv. Ce faci, tate? Așa. Retras masculașul. Femeluța este mult, mult mai agresivă decât masculașul. Cel de la care am luat iepurașii mi-a spus că a încercat o montă, însă nu știe dacă a reușit sau nu, pentru că femeluța, unul la mână, năpârlea și doi la mână, fiind doar o singură dată dată la montă, adică o singură, fix o singură montă, nu știți cum se face, în general de 3 ori într-o zi, ca să fii sigur. Efectiv, femeluța a fost dată o singură dată și, năpârlind, nu se știe dacă a luat sau nu monta. Este destul de cald la ora aceasta în cuști, din cauza că tabla se încinge foarte, foarte rău și odată cu ea și OSB-ul și toată căldura coboară. O să încerc să protejez cu vată minerală cu aluminiu cuștile de căldură. Probabil că aceste cuși de la jumate și mai ales cele de jos sunt mult mai ok ca și temperatură. Da? Lăbuță. Lăbuță bagă apă. Îi e sete. Și femeluța. Care femeluță, dacă voi încerca să pun mâna acum pe ea, bineînțeles că va țâșni de aici și va fugi. Și nu prea vreau să o deranjez, pentru că e simpaticuța mea.
Și aceasta la fel, vedeți, coșul este gol. Ceea ce am mai observat la ei este că de căldură dă la o parte fânul și cu rumegușul și vedeți, stă pe podeaua cauciucată, se întinde pe podeaua cauciucată. Așa fac toți trei iepurașii, ambii berbeci și uriașa, uriașul german, femenuța de uriaș german. O să le umplu coșurile cu lucernă uscată, însă v-am spus, ceea ce am observat este că femeluța de uriaș german nu prea se omoară așa cu lucernă uscată. Ăștia, în schimb, au rupt efectiv în două, adică au mâncat și mănâncă și de față cu mine lucernă uscată, ceea ce este bine, vă dați seama. Nu este rău. Aceasta, după cum vedeți, mai are femeluța aceasta. Minunată și ea. Dur, fiind prima femeluță la mine în Cuști. Ea este familiarizată cu mine. Este obișnuită să stea să o mângâi și așa mai departe, nu fuge, nu... Mai are momente când sare și ea la mână, dar foarte rar. Pare că încet femeluța începe să facă gușă. Asta înseamnă că îi dau puțin cam mult să mănânce, însă pe mine unul nu mă afectează acest lucru, pentru că nu particip cu ea în expoziție și este ok. Vedeți voi urechiușa femenuții, va trebui să o deparazitez extern. Am vaccinul de la Biomex, dacă nu mă înșel. Să-i fac o deparazitare. Au trecut cele 7 zile de când i-am făcut vaccinul cu Pestorin Mormix și acum pot să-i fac și deparazitarea externă ca să nu mai facă cojițele acelea în urechi. Adică nu mergem pe premiza cu dat cu ulei de floarea soarelui în ureche, albastru de metil sau cremă de gălbenele. Aceasta nu este o soluție. Soluția pentru a scăpa de coși din urechi, v-am spus, deparazitare externă. Nu încercăm leacuri băbești, pentru că nu au niciun succes. Hai, fata, hai la mine, hai că văd că vrei să te repezi. Hai, tati, hai, nu vii? E speriată? Hai, tati, hai, nu vrei să vii? Foarte minte, este superbă. Femeluța, superbă, o ador. Acum urmează, v-am zis, să mă duc să iau repede niște lucernă uscată de afară să pun la iepurașii de berbec și după să scot berbecul să îi mai dau încă o dată cu unguenturi pe lăbuțe. Vedeți, le-am adus aici. Acestea sunt. Și o să mai încerc un tratament, dar acela trebuie să dau comandă de el pe internet pentru că nu-l găsesc în farmacia veterinară. Să vedem dacă se va recupera 100% masculașul de berbec, adică să-i crească și părul acolo unde a avut bătături. Mă duc să aduc lucernă uscată și revin cu imagini când voi scoate berbecuțul pe masă. Am reușit să scot masculașul, după cum vedeți. Când vedeți că ies astea albe la ochi așa foarte, foarte mult, da? Să știți că nu este o boală. De fapt, iepurașii sunt foarte, foarte speriați și din cauza asta le ies albeața asta, după cum vedeți, da? La ochi. Deci ei fac treaba asta pentru că sunt speriați. Cum o să-l pun în cușcă, nu o să mai avem problema asta, v-am spus. Din cauza că este speriat, de-aia reacționează așa. Acum să vedem dacă reușim să îi vedem și piciorușele. Hai, tată, arată-ne și nouă piciorușele. Da, drăguțule, hai să vedem și noi piciorușele. Și te las în pace. Da. Arată-ne și nouă piciorușele, lăbuță. După cum vedeți, aici nu prea se vede prea bine că s-a întors invers și aceasta este aproape vindecată, nu se mai vede, da, cum era odată. Mai are o leacă, dar i-a mai trecut.
la piciorul acela și la acesta așa, tatălui, întoarce-te ca să filmăm și noi mai bine, și la acesta dacă ne-l arată oleacă, arată-ne și nouă piciorele, picioarele, tată, picioarele. Meca, stai jos, stai jos, tati, stai jos, Meca. Un pic piciorușă, piciorușă. Nu prea se mai vede pentru că v-am zis, tratamentul a decurs superb. Uitați. Hai bă, tate, mă arată-ne mule că piciorușul mă pituțină. Vedeți? Și aici. Cam aceasta aici este bătătura, dar arată foarte, foarte bine față de cum arăta. Arată foarte, foarte bine. O să urmeze să-i mai dau. Probabil că o săptămână tot îi voi mai da cu unguent. Și v-am spus, după ce o să-mi vină și preiul minune, o să-l încerc și pe acela să văd dacă se îmbunătățește treaba. Da? Dar ați văzut, arată destul de bine piciorușele față de cum a venit. Uitați, aceasta este bătătura, că acum arată mult mai bine. Mult, mult mai bine. Este foarte puțin inflamată. Deja țesutul se vede că se vindecă. Arată mult, mult mai bine. Asta și datorită stratului care este în cuști și bineînțeles tratamentului. Ceea ce îmi place foarte, foarte mult este că mănâncă destul de bine și masculul și femela. Și când spun că mănâncă, chiar mănânc. Deci nu se joacă. Asta ador cel mai mult la ei. Faptul că mănâncă destul de bine. Este în proces de nepărlire și masculul și femeluța, plin proces de năpârlire. Și acum o să urmeze să-i dau cu tratamentul și după să-l bag la el înapoi în cușcă, pentru că l-am stresat destul. O să revin cu imagini. Cam așa arată după ce i-am dat cu tratamentul. Încerc să vă arăt, poate se vede mai bine. Da? Deci față de data trecută vedeți și voi că arată mult, mult mai bine. Nu mai este inflamat, foarte puțin roșu. Începe să se întărească zona. Asta este semn de vindecare. Încă este mare zona, dar nu mai este roșie, nu mai este umflată. Să-i dau și la piciorușul celălalt. Amestecul l-am făcut aici pe o pungă. Îl iau, îl dau și la piciorușul celălalt și pe al băgăm înapoi în cușcă. Și este cam gata, am terminat cu masculașul. Nu știu cum să țin telefonul, să vedeți. Este una, da? Iarăși aici este cea de-a doua, da? Pielea este roz, nu mai este roșie, nu mai este sânge. Astea sunt semne de vindecare. Foarte, foarte calm masculașul, foarte cu minte. Vedeți că roșeața, umflătura aceea de la ochi a dispărut. Dar o să vă arăt acum, cu cât îl mângâi și îl deranjez mai mult, cu atât umflătura va reapărea. Deja se vede că îi apare umflătura. Vedeți? Asta este semn că iepurașul este foarte, foarte speriat. De-aia li se umflă chestia la ochi, deci nu e că i-a tras curentul sau așa mai departe. Asta pentru cei care poate nu știați acest lucru, când îi trage curentul diferă. Acesta acum este foarte, foarte speriat. Nu înțeleg de ce, pentru că poate fostul proprietar n-a petrecut așa de mult timp cu ei, însă eu zi de zi trec pe la ei, le aduc mâncărică, morcovi, bine, nu vă gândiți că le dau morcovi zi de zi, însă acum la început le-am dat undeva la data la 2 zile, să zic așa. Deci, mi-a cam dat, ce-i drept,
să nu exagerez cu mâncarea aceasta. Și gata. Cu masculașul am terminat cu unguenturile. Am să-l bag înapoi în cușcă și am să vă mai zic o chestie. Dacă aveți iepurași care fac bătături și le dați cu unguent, așa cum fac eu, după ce îi băgați în cușcă, v-aș recomanda vreo 10-15 minute să stați cu ei, să îi urmăriți, pentru că dacă mi-e dată, aceștia tind să se lingă acolo unde le-ați dat cu unguent. Probabil că așa o să facă și al meu, pentru că l-am prins în fapt odată. L-am băgat în cușcă și a început să se lingă imediat, ceea ce nu este bine. Ca unguentul să-și facă efectul, este exact ca o cremă, cum este pentru noi cremele sau unguenturile. Odată aplicate pe piele, acestea trebuie să intre în piele ca să-și facă efectul, dar dacă voi dați cu unguent pe bătături și iepurașii încep să se lingă imediat, bineînțeles că nu își va mai face niciun efect. Și acesta este maimuțul, bizonul gnoiere, marele lăbuță. Meca, ce mănânci acolo? Ce mănânci acolo? Stai cu minte, tati, ce mănânci acolo? Păi, noi mâncăm lemne? Păi, fii cu minte, tati. Eu am zis că niciodată iepurașii n-au cum să se lingă tocmai până acolo unde au bătăturile, însă m-am înșelat amarnic. Să știți că îndoaie ei piciorul în așa fel încât se pot linge inclusiv pe bătături. Și ați văzut unde sunt poziționate bătăturile, în spatele piciorului din spate. Și tot reușesc să se lingă pe bătături. Acesta este masculașul. O minunăție. Bizonul, o minunăție. Și după ce va trece și căldura aceasta și își va reintra el în formă ca lumea, datorită mâncării pe care îi dau și tratamentului, pentru că aici o să mai adaug eu niște fân. Nu le mai pun fân pentru că, v-am zis, îl dă la o parte ca să stea pe podeaua cauciucată pentru că este cald. Bă, nu aici. Păi ce face? Hai să nu dăm mâncarea jos în castron, da? Hai să nu fim nătăfleți. Păi da? Te-ai pitit acolo? Te-ai pitit acolo? Vagabondule. Eu te las să vii să stai aici, dar hai să nu vărsăm mâncarea, da? Foarte cald în cuști, v-am zis. Din cauza tavanului. O să încerc să aduc bata minerală cât mai repede. Eu sper ca să reușesc să bag curentul electric cât mai repede. De ce? Ca să pun în funcțiune acel ventilator, să meargă pe timp de zi 8 ore și să tragă mirosul, aerul, greu să zic așa, de aici, de la iepuraș. Pentru că seara oricum se răcește și dacă se răcește, automat și iepurașii sunt mai ok și nu le mai trebuie ventilator și așa mai departe. Vedeți, iepurașul căuta o zonă unde să stea liniștit, olănit, la rece. A venit, s-a pus pe burtă fix pe podeaua cauciucată. Nu știu dacă se vede prin grătarul acesta. Acum stă pe burtă aici. Eu nu sunt foarte mulțumit că stă pe burtă, pentru că lăbuțele din spate sunt poziționate în sus și automat nu mai stă pe tratament. Cam atât și astăzi cu iepurașii, dragilor. Ați văzut, le-am dat mâncărică. Cum urmează să mă duc și eu în casă să mă spăl un pic, pentru că am venit direct la muncă și pe la ei. Așa fac zi de zi. Și să mă odihnesc. Vedem pe weekend dacă reușesc
să mai fac sau nu ceva. Poate reușesc totuși să fac un pic de ordine aici și poate reușesc să mai fac din mușile acestea, pentru că săptămâna viitoare voi mai aduce cel puțin un iepuraș, poate 2-3 dacă mi-ajută Dumnezeu, și va trebui să mai fac uși să am unde să-i bag. Și bineînțeles să elimin din sacii aceștia. Aici avem rumeguși, acolo sacii de mâncare, aici iarăși rumeguși, și am mai strâns niște saci cu fân pe care am depozitat pe sus, după cum vedeți, să avem pentru la iarnă. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să dați un like, un share și, de ce nu, și un abonament, cei care sunteți noi pe canal. Și nu uitați, avem secțiunea de membri activă, unde vă puteți abona. Și pentru membrii avem surprize lunar, ce constau în premii, materiale noi, pe care ceilalți abonați probabil că nu apucă să le vadă. Împărtășim cunoștințe și așa mai departe. Până data viitoare, fraților, vă salut și numai bine!